articulația temporomandibulară este structura ce unește craniul de mandibulă, ea permițând închiderea și deschiderea gurii, dar și mișcările de lateralitate ale mandibulei. Disfuncția articulației temporomandibulare reprezintă o afecțiune care limitează funcționarea normală a ei, precum deschiderea gurii, mestecatul și înghițitul. Există însă metode de corecție și înlăturare a disfuncțiilor articulației temporomandibulare. Ce presupune una dintre acestea aflăm astăzi de la domnul Vladimir Botezatu, kinetoterapeut. Vladimir, bine ai revenit la noi în platou. Hai să vorbim astăzi despre disfuncțiile care apar în regiunea articulației temporomandibulare. Cum le depistăm? Cum le corectăm? Da. Haideți pentru început să explicăm tuturor oamenilor care încă nu înțeleg foarte mult despre această articulație, că mai auzit încă termen maxila de jos, maxila de sus. Maxila este acel os pe care se află dinții de sus. Mandibula este acel os pe care se află dinții de jos. Da? Sunt două oase diferite. Maxila face parte din craniu, mandibula este un os separat. Mandibula se leagă de craniu prin niște ligamente, labrumuri. Da? Și sunt niște mușchi între aceste două oase care de multe ori pot duce la disfuncțiile mandibulei. De fapt, disfuncțiile articulației craniomandibulare sau temporomandibulare se mai numește, constau în cele mai multe ori de problemele cu mușchii. Și sunt câțiva mușchi. Maseter, pterigoid, temporal. Așa. Vladimir, noi vorbim, dar eu cred că majoritatea au simțit această articulație când au mers la stomatolog și aveau acea tensiune și nu mai simțeau durerea de la stomatolog sau de la dinte, dar o simțeau tensiunea asta în articulație. Da. În primul rând, acest mușchi are funcție. De exemplu, mușchii maseter și temporal, de care am vorbit mai devreme, ei au funcție de închidere a mandibulei. Și vă dați seama, dacă stați minute, zeci de minute sau chiar ore cu gura deschisă, acești mușchi stau într-o poziție anormală pentru ei, adică poziția lor întinsă. Da? Și atunci când închideți gura, ei încep să se comporte anormal. Deci adică tratăm una și ne pomenim cu alta. Poate ar fi bine să se facă pauze atunci când mergem la stomatolog mai multe ore. De foarte multe ori oamenii se adresează la noi anume cu diferența de tonus între aceste două mandibule. Adică ei nu înțeleg exact care e problema, dar spun că atunci când deschide gura, pe o parte se deschide bine, pe cealaltă parte nu se deschide deloc. Dar cum examinați această articulație? Văd că ați îmbrăcat mănușa. Da, în primul rând ne uităm vizual. Ne uităm vizual și întrebăm pacientul. Pacientul o să ne povestească. Da? Ne uităm care tip de mușcătură este, tipul 1, 2, 3. Adică este mandibula mai în față, este mai în spate sau este la același nivel. Da? Mai există așa un aparat care se numește posturograf. Pe posturograf noi punem pacientul cu tălpile, cu tălpile dezgolite și pe monitor putem să vedem cum ține centrul de greutate, cum depinde centrul de greutate al bazinului, de exemplu, bazinul, de mușcătură. Este o legătură extrem de strânsă. Da? Urci cu picioarele, dar îți vorbește despre... La teste, la teste noi putem să vedem. Dacă noi o să punem special pacientul să scoată mandibula mai în față, timp de un minut noi o să vedem că centrul de greutate deviază altfel decât stă inițial. Ține foarte mult. Și să știți că de multe ori sunt pacienți care au bazinul pe o parte și fac scolioze, anume din cauza acestei articulații. De aici începe problema. Nu de la bazin și invers, da? Ia să vedem, Ariadna, ai asimetrii. La prima vedere ești perfect. Da, de fapt ca și toate fetele, nu? Da. Perfect. Dar în momentul în care noi o să palpăm, noi palpăm intraoral și tratamentul la fel se face intraoral. Nu este deloc periculos dacă specialistul se pricepe și noi pur și simplu mergem de lungul obrazului și suntem în afara dinților. Deci noi nu avem treabă cu zona viscerală a gâtului sau altceva. Da? Și acest lucru se face în felul următor. Se deschide ușor gura, se introduce degetul în articulație și gura ușor se închide înapoi. Da? Pentru că mușchii să fie relaxat. Dacă gura o să fie deschisă, mușchii o să fie întins și tensionat. Și acum eu sunt exact în articulație. Da? Exact între cele două oase. Și o să lucrez pe mușchiul maseter, profund, pentru că mușchiul maseter din exterior, el nu este chiar cel mai vinovat în toată situația asta. Și o să fac ușor masaj al acestui mușchi. Da? Pacientul, în acest caz, singur disconfort pe care îl are de obicei este cel psihologic, da? Pentru că are un deget în gură. Dar sunt pacienți care suferă
de problema aceasta de foarte mulți ani și atunci iau și disconfortul fizic, adică iau dureri. Au chiar dureri, dar oricum, eu comunic cu pacientul, mă uit la ochii lui. Și cam cât durează așa? Cred că un minut, un minut jumătate pe fiecare parte, da? Dar nu poate face persoana acasă singură. A venit odată, a văzut poate, cam... Dar aici trebuie un pic de conștiință de anatomie și să știm din start ce trebuie să simți, da? Eu știu cum trebuie să se simtă o articulație. E nevoie de specialist. Anume asta aș recomanda nu prea să facă acasă. Acest lucru poate să-l facă un ortodont. Sau, cel puțin, ar trebui să-l facă foarte bine, mai ales înainte de a instala un aparat dentar. Cam în cât timp sau în câte ședințe putem să recapătăm? Uneori, dintr-o singură ședință putem să corectăm. Da, noi avem cazuri în care facem o procedură întreagă de rebalansare a corpului, da? Prin corecția articulațiilor, coxofemorale, tot. Și putem, după ce am corectat tot, la sfârșitul ședinței, lucrăm, de exemplu, o minută, două pe o parte, o minută, două pe alta, sau de o pocnitură puternică, fără să o provocăm noi. Ei, ca urmare a corecției mușchilor. Noi încercăm de multe ori să nu forțăm articulația să pocnească, ci să creăm condiții pentru asta. Și atunci pacientul spune că, uite, pot deschide gura mai bine, pot să dorm mai bine. Persoanele care suferă de stres cronic au tendința de a sta cu dinții încleștați. Tot e o problemă articulație. Când dorm, au... Exact, asta, când e vorba de scrâșnitul dinților prin somn, da? Asta tot pot duce. Este o problemă. Să știți că este o problemă foarte mare și știu că în popor există și alte explicații la acest bruxism, da? Dar, de fapt, el are o bază mult mai profundă, iarăși, sigur că legată și pe plan psihoemoțional, care încet, încet duce spre încordarea sau tensionarea acestor mușchi a articulației temporomandibulare. Da? În afară de manevra pe care am arătat-o mai devreme, sigur că se lucrează și în lateral. Dar în cazul ăsta, eu o să stabilizez din interior și o să lucrez pe partea externă. Pentru că dacă eu o să apăs doar din extern, nu am o bază în care să apăs. Da? Ariadna, cum îți pare procedura? E ok? Suportabil? Da. Dar pentru cei care au un reflex de vom mai... Nu se provoacă reflexul de vom. Deci vă spun că deja de mai mulți ani practic corecția articulației temporomandibulare, dar nu am avut niciodată un caz în care să se trezească efectul de vomă, din două motive. Că la început îi explic foarte adecvat pacientul ce o să-i fac și când introduc degetul, doar merg pe marginea obrazului, pe partea internă a obrazului. Deci ceea ce nu cred că provoacă efectul de vomă. Mulțumim foarte mult. Da. Informații chiar utile și foarte profunde. Mulțumim.